Partidul Noua Dreaptă anunță organizarea celei de-a 8-a ediție a Marșului Memorial Avram Iancu. Manifestarea, devenită deja o tradiție la Cluj-Napoca, va avea loc sâmbătă, 12 martie, de la ora 19. Organizatorii au ales ca marșul să aibă loc seara, întrucât vor aprinde zeci de torțe în memoria lui Avram Iancu și a tuturor celor ce au murit pentru drepturile românilor la Revoluția din anii 1848-1849 din Transilvania. Cu ocazia aceasta vom atrage atenția asupra pericolelor reprezentate de separatism și antiromânism pe teritoriul Ardealului. Îi invităm pe toți românii să vină alături de noi la acest marș identitar, să demonstrăm cu toții și de data aceasta că lupta lui Iancu continuă prin noi, au afirmat organizatorii pentru site-ul Ziua de Cluj. Evenimentul se va desfășura în acest an pe traseul Piața Mihai Viteazul, Bulevardul Regele Ferdinand, Piața Unirii, Strada Memorandumului, Strada Petru Maior, Piața Lucian Blaga, Strada Napoca, Piața Unirii, Bulevardul Eroilor, Piața Avram Iancu.